să trecerea, da? Începând de astăzi, străzile adiacente sediului primăriei Buzău au o nouă sistematizare. Cea mai importantă modificare s-a făcut la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu bulevardul Nicolae Bălcescu. Regula a fost schimbată în favoarea celor care vin dinspre bulevard, având semnul de drum cu prioritate. Mulți dintre șoferii care au circulat astăzi pe strada Tudor Vladimirescu, pe lângă Palatul Comunal, nu au observat cele două indicatoare rutiere de cedează trecerea, deși au fost postate în locuri vizibile. Din reflex au intrat în intersecție fără a acorda prioritate celor care veneau din stânga. Cei drept au fost și șoferi care nu au observat nici semnul de drum cu prioritate pus în apropierea intersecției cu Tudor Vladimirescu. Polițiștii locali s-au aflat în zonă pentru a-i atenționa pe conducătorii auto cu privire la noile reguli. Aveți modificator, cedează trecerea. Cedează trecerea, da? Un indicator cedează trecerea, v-ați prioritate. S-a luat această decizie pentru că avem în această zonă Tribunalul Buzău, unde este un aflux foarte mare, atât pietonal cât și de mijloace de transport, dar și zona băncilor comerciale și a Direcției de Finanțe, unde este iarăși un important trafic auto. O astfel de măsură a fost decisă de Comisia Rutieră din cadrul Primăriei Buzău pentru a fluidiza traficul din zona Palatului Comunal. S-a luat această decizie pentru că avem în această zonă Tribunalul Buzău, unde este un aflux foarte mare, atât pietonal cât și de mijloace de transport, dar și zona băncilor comerciale și a Direcției de Finanțe, unde este iarăși un important trafic auto. Tot în zona centrală, un nou semafor a apărut pentru cei care circulă pe Alea Trandafirilor și vor să vireze stânga spre Palatul Comunal. O altă problemă constatată în prima zi de la schimbarea regulilor din zona centrală a fost aglomerarea la orele de vârf a străzii Tudor Vladimirescu. Autoritățile vor monitoriza efectele noilor schimbări și vor decide dacă măsurile impuse și-au atins sau nu scopul.